Caii sunt pasiunea de o viață a profesorului Costache Lupu, cel care în urmă cu 30 de ani a lăsat catedra unde preda limba și literatura română pentru ceea ce el consideră a fi sportul rege, echitația. La 72 de ani, Costache Lupu este animat de aceeași măcinătoare pasiune, caii, pe care îi iubește și îngrijește cu devotament, în ciuda tuturor greutăților pe care le are. Maestrul cunoaște fiecare exemplar de cabalină din baza hipică de la Piatra Neamț, despre care vorbește cu entuziasm ca despre ființe extrem de dragi sufletului său, mereu tânăr. Sunt exemplare valoroase folosite pentru performanță, pentru agrement sau pentru școala de echitație care funcționează pe lângă Clubul Sportiv Ecvestru din Piatra Neamț. Fiecare cal își are povestea lui cunoscută și împărtășită reporterilor de simpatica noastră gazdă. Iubirea este reciprocă, căci și caii își primesc cu aceeași dragoste ocrotitorul. Se vede cu ochiul liber cum între cai și ocrotitorul său se creează o simbioză născută din sentimentul reciproc de iubire. Suntem în adăpostul de iarnă al bazei hipice. Avem trei categorii de cai. Sunt cai de performanță, cai pentru agrement și pentru școală și cai pentru atelaje, pentru trăsuri. Avem aici rase pur sânge englez, pur sânge arab, rasă sport românească și un număr de 4 ponei, o să vedeți, pe care îi folosim la copii, atât la călărie cât și la trăsuri. Avem trăsură specială pentru ponei și pentru copii este o mare bucurie, mai ales vara, să vină aici să se plimbe. Sunt foarte mulți care ne frecventează baza hipică. Eu cred că nu sunt turiști care să treacă prin orașul Piatra Neamț și să nu viziteze baza hipică. V-am rugat să ne prezentați acum personajul. Ne aflăm în fața staului Madonei. Da, este... De denumirea? Păi... Îi butează sportivii noștri, îngrijitorii. Asta este un produs, este o mânză de un an. Este pur sânge englez, provine din mama, o cheamă Sonia. Este o iapă foarte, adică va fi o iapă foarte frumoasă, docilă. Cu siguranță că va avea și calități de săritoare, pentru că, în general, caii pur sânge englez sunt săritori peste obstacole. După aceea, dacă vreți... Este și foarte blândă. Da, da, păi, da, toți sunt blânzi. Păi, la noi, vă dați seama, dacă vin copiii, se joacă cu ei, încalică, le dă stimulente să mănânce, morcov, biscuiți. Deci, toți caii sunt... Noi nici nu ținem cai care sunt retifi, care au, eu știu, diferite... năravuri, cum se spune la noi. Pentru că, vă dați seama, dacă vin copii de 3-4 ani, n-au cum să îi abordeze dacă n-ar fi cuminți, dacă n-ar fi blânzi. Ne conduceți acum la... Haideți să vă arată... Cum se cheamă? Staul sau cum se cheamă? Nu, astea sunt boxe. Boxe. Boxa lui Luchi. Aici avem doi ponei. Unul este de talie mică. Ăsta e domnul Luchi. Asta e Luchi 1 și ăsta e Luchi 2. Vedeți că ăsta este puțin mai înalt. Ești pentru copii mai mari și ei sunt foarte cuminți. Îi încalică copiii. Se așează chiar și sub burta lor, deci sunt extraordinar de prietenoși și în același timp îndrăgiți de copiii care vin și îi încalică. După aceea, dacă vreți ca să vedeți un ponei care merge la trăsurică, este vorba de domnul Jesse. Hai să vedem unde este. Jesse e un pic mai îmbrăznicuț. Jesse, de ce îi spune primar? De ce ați fost primar, domnul primar? Poziți? Spunea în niște urmează că e poretit și domnul primar. Păi a fost o întâmplare, na. O coincidență, mai bine zis. Înainte de a fi aristat penalte, a venit aici în baza mea, noi o activitate și când venea cu mașina pe alia principală, Jesse era la trăsură și parcă într-un fel de răzbunare pentru toate necazurile pe care ni l-a adus Ștefan Nouă, celor de la cai, a intrat cu hulubile exact în mașina primarului. Și de atunci a rămas de numele primar. Da, toți îi spun domnul primar.
Deci este un pony care spuneam, merge și la călărie și la trăsură. Cază-i cu mine. Câteodată mai are așa merabă de-astea. Auzim că aveți megafon aici, care-i rolul? Da, rolul este ca băieții care îngrijesc caii să fie la curent cu noutăți, să mai asculte și ei muzică. Și este și pentru cai, da, da. Există terapie? Da, sigur că da. Eu când eram șef de fermă la o fermă de vază a Iasegirov, literatura de specialitate indică în orele de odihnă ale animalelor să se pună muzică ambientală, deci muzică clasică, care contribuie chiar la creșterea producției de lapte. Iar aceste voci pe care ei le aud la știri, că acum suntem pe producție. Da, de acum ei sunt familiarizați. Dacă ar putea să vorbească, cred că ar spune cine vorbește la aparat. Deci așa băieții, au o putere de percepție. Da, e extraordinar, da. Așa o inteligență fantastică. Unde ne conduceți acum? Aici avem armata. Armata este o iapă care o folosim la agrement. Este rasă sport românească. Și este foarte docilă. Ce un calică. Păi acum are vreo 11 ani. Deci un cal poate să trăiască 30 de ani. Deci până la 30 de ani, bineînțeles că... Da, nu aveți pensionare aici. Acum nu mai avem. Am avut... Ce faceți când îi clasați? Ce faceți cu ei? Am avut un cal care a participat la Olimpiada de la Moscova în 1980 și l-am ținut până când a murit la noi. L-a scos la pensie, da. Unde e în momentat? Unde există un cimitir al cailor? Nu. Atunci când cai există niște locuri unde putem să-i mormântăm. Pe el l-am eutanasiat atunci, pentru că nu mai avea nici dinți, nu mai putea mânca, era de acum mai mult, da, exact, mai mult se chinuia. Ei, acum dacă vă interesează un cai care a fost de mare valoare, prin, un pur sânge englez, este proprietatea domnului Gheorghe Azmarandi. Deci este, acum nu mai este la prima tinerețe, a fost campion de multe ori. În momentul de față se apropie și el așa cam de 20 de ani și îl ținem mai mult pentru agrement, pentru copii. Este foarte cumit, dar a fost performer. Deci limici, suplu este și acum chiar dacă e bătrân, el încă își mai păstrează acea zvâgnire pe care o au de regulă caii pur sânge englez. Aici avem iarăși Betty. Betty prin tot pur sânge englez. A fost și ea campioană, a avut un accident la picior și acum folosim tot așa pentru agrement. Betty, ne spui ceva? Hai! Da. Betty Green. Are și culoarea și are chiar și alura asemănătoare cu prinț. Astea sunt caracteristicile cailor pur sânge englez. Sunt foarte supli, picioare subțiri, foarte inteligenți și în același timp au această zvânire. Sunt folosiți la sărituri peste obstacole. Fiecare dintre cei 20 de cai adăpostiți pe timp de iarnă la baza hipică își are valoarea lui. Caii sunt botezați cu nume simpatice de către călăreți. Bella, Jessica, Madonna sau Aurel sunt exemplare de cai de o frumusețe și o valoare deosebită, care aduc în special vara orașului reședință de județ o sumedenie de turiști. Revolta față de acțiunile mafiei imobiliare care au vrut să desființeze baza hipică de la Piatra Neamț l-au determinat pe Costache Lupu să se lupte în instanță aproape un deceniu pentru păstrarea unui bun care aparține întregului județ. Și a câștigat la Înalta Curte de Casație și Justiție un proces lung și costisitor, iar acum Costache Lupu este foarte mândru și el și toți cei care fac voluntariat la baza hipică. Biala este un metis între pur sânge
arab și un cal de origine germană, care a fost campion la noi în țară, și ea este produsul acestor... Dar cine a frizat-o așa? Că văd că ei, băieții, sportivii noștri au grijă, îi îngrijesc, vin, le aranjează coama, le aranjează coada. Este folosită, acum este folosită la agrement, la școală, este de regulă, pur sânge, cai pur sânge arab, sunt foarte docili, sunt foarte cuminți și rasa pur sânge arab stă la baza tuturor raselor care s-au ivit acum mai în ultimii ani. Este vorba de rasele care se obțin prin diferite încrucișări. Ce să vă mai arătăm? Să vă mai arătăm încă Jessica este aici. Aici este Jessica. Jessica este tot un ponei de talie mare. Este, noi îi spunem că este soția lui Jesse, pentru că seamănă la culoare și în același timp este și Jesse are calitățile de armăsar și o montăm cu Jesse. Okay. Până acum n-am obținut niciun produs de la ea, o avem doar de vreo câțiva ani. Poate în vara asta o să avem și un produs, un pui de ponei. Deci cam asta ar fi. Sonia. Ah, și mai avem un ponei de talie și mai mică. Aurel îl cheamă. Unde e Aurel? Hai, sus. E un ponei cu minte, un foarte îndrăgit copilaș, îl încalică, îi dau de mâncare, îl mângâie. Acum, pe timp de vară, noi ținem mai mulți cai. Pe timp de iarnă, de regulă, avem un număr de 20 de cai, pentru că atâta ne permite capacitatea de cazare a garajului. Dar pe timp de vară sunt foarte mulți cai care vin în cantonament, aici vin în pregătire, noi avem condiții excelente și de cazare a cailor. Ia uitați-vă ce frumos miroase. Da. Nu, ei sunt obișnuiți, cei care vin le aduc morcov, le aduc biscuiți, le aduc zahăr și totdeauna cerșesc, așa le spun, sunt cerșitori. Deci în vara aceasta avem foarte multe competiții, spuneam că se împlinesc 30 de ani de la înființarea bazei hipice și toate activitățile pe care le avem noi la baza hipică sunt sub semnul acestei aniversări. Deci este un an aniversar care va fi plin de evenimente. Vom invita aici la competițiile respective pe cei care au contribuit la construirea bazei hipice, care mai sunt în viață, pentru că vă dați seama că la construirea bazei hipice în perioada respectivă au contribuit majoritatea unităților economice din județul Neamț. Și de aceea sunt plini de revoltă munca atâtor oameni, a unui județ întreg, să fie însușită de niște bandiți, de niște hapsâni și de niște oameni care pur și simplu sunt lipsiți de orice sentiment uman. Această bază hipică trebuie să rămână în slujba comunității locale, pentru că această comunitate locală și județeană a construit-o. Pentru că este singura bază hipică, vă mai spuneam și mai înainte, care a găzduit un număr de 15 etape de cupă mondială. Este singura bază hipică din România. Da. O să vă rugăm acum să ne faceți cunoștință și cu oamenii care îngrijesc acești cai, că îi văd foarte El este, devotați. Este Vasile Bârsan, îl cheamă. Este unul dintre cei mai vechi îngrijitori. Celălalt e Dorel, care este cumnat de fapt cu Vasile, vedeți că noi aici toți suntem în familie. Vă spuneam că toți au statut de voluntari, noi facem voluntariat aici. Atunci când sunt posibilități, le mai putem acorda și niște premii când avem sponsorizări, când avem diverse concursuri. Vă rugăm să ne spuneți două lucruri despre dragostea dumneavoastră de cai. Veniți dumneavoastră. Și pot să vă spun, în primul rând că îi iubesc foarte mult. Eu la mine am crescut, de la părinți, am crescut cu cai, cu de toate, și îi iubesc foarte mult. Altfel n-aș fi aici. Bine că îi iubesc, de asta lucru. Fac voluntariatul ăsta, că iubesc foarte mult, enorm.
Și dumneavoastră? Eu sunt de la țară, am și eu animale și eu am grijă de animale, țin la ele. Am familie, am copii și... Oamenii care au crescut între animale și... O să cresc cu de mic la țară. Altfel nu se, adică altfel nu s-ar explica atașamentul acesta de animale dacă nu ar fi crescut din mici copii, părinții, au educat în acest spirit, al dragostei pentru animale. Domnule consilier, care e calitatea dumneavoastră în această bază hipică? Sunteți directorul ei? Cu... Eu sunt președintele clubului sportiv. Pentru clubul sportiv Ecvestru administrează baza hipică și în același timp sunt și administratorul bazei. Da. Domnule președinte, vă mulțumim extraordinar de mult pentru amabilitatea cu care ne-ați primit în casa dumneavoastră aici pentru a ne dezvălui aceste minunății și vă promite că vom fi în colaborare permanentă cu dumneavoastră, da. Să relatăm... Chiar vă mulțumesc și o să vă invit, așa cum vă spuneam și mai înainte, la prima manifestare de amploare pe care o avem către sfârșitul lunii aprilie, când inaugurăm anul competițional 2016. Oficial. Baza hipică de la Piatra Neamț a fost înființată în urmă cu 30 de ani cu ajutorul unităților economice din județ care au contribuit financiar la construirea ei. La Piatra Neamț s-au desfășurat în toți acești ani peste 15 etape de cupă mondială la călărie. Costache Lupu este convins că în continuare caii vor fi cei mai buni ambasadori ai turismului nemțean, dacă conducătorii vremelnici ai destinelor județului vor ști să susțină și să apere Clubul Ecvestru de la Neamț de lăcomia rechinilor imobiliari și după ce el, Costache Lupu, va fi nevoit să predea ștafeta cuiva mai tânăr, dar la fel de pasionat de hipism.